dacă puteai să ne răspunzi la câteva întrebări. Cunoașteți în ultimii ani Uniunea Europeană, ne ajută foarte mult. Păi personal în tine, e țara noastră ajută. Uitați-vă, 64% din exporturi merg în Uniunea Europeană. Renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, piloni de lumină, 700 de kilometri de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite și renovate. Căile ferate renovate și 12 locomotive au fost donate Republicii Moldova. Și 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii sunt susținute. Și dacă ați fi de acord să cerem în continuu. Și uniți banii și... Păi personal nu ne ajute pe fiecare în parte. Nu, pe fiecare în parte. Dar cineva știe, are sumi pline, dar cineva n-ar și mânca. Tot e drept. De asta își cerem, cerem în continuare asistență, cum ar fi lupta cu corupția și birocrația, ca țara să dezvolte mai repede investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, că este o problemă mare. Tot tineretul pleacă pe hotare și nu sunt locuri de muncă. Tu îi vezi cineva cu adevărat că Moldova vocals n-ai cu și. Tu uiți și prieturi, sunt aici, o gradă asta. Cad de scânduri e 350 de lei. De asta nu, apoi la asta cât mergi. Infrastructura să fie dezvoltată, drumurile să fie reconstruite, apa tras, canalizarea. Apoi aici se sunt, în alții alea mari, canalizare, dar aproape sunt pesate, sunt apa, asta e... Da, e bine. Da, nu, este un, nu cum, este un plus. Da, cu iese clapă, cu canalizezi cu asta. Ajutor cu pensii și sănătate publică. Vorbim cu majoritatea pensionarilor și pensiile sunt prea mici, nu se ajunge pentru un trai decent. Și eu adăugat, e cu 4 lei. Nu? Mizerabil. Da. Și da, eu vă mai spun un lucru, toată lumea spune, nu știu cum e, dar toată lumea. Că Europa nu ne duce la bolă. Europa a snăvășat să ne distrug. Complet. Europa a spus, eu să-mi spun un lucru. Dacă vezi, este în Europa clientură bogată, pe măsuri, că el a strângă tot pâine fața pământului. Deci, acolo a spus, aici și băsăci, și a spus și de om cu om. Nu numai la noi, dar și în Ucraina. În toate părți. Da, și în toate părți. Pe urmă e scoată. A scoate cu asta. A fri... un țenă ea. Înțeșeată. De ce să zici? E Putin, da? Pun pe, cum să spun, supărat pe Dumnezeu. Da, da, Europa e ciort. Da, da, vedeți situația cum cu războiul acesta. Suferă multe persoane nevinovate. Asta e politic. Dar politic cum? Politic e mișcă. Da, și nu poți să mă buri un polit cu tortul. Zici că asta nu poți găsi. Asta e de Cahău. Dacă primera asta, el a conduce, da? Dar eu fost cu milionul în furt. Da. Dar eu, el a conduce. Și ajutor cu combustibile pentru încălzirea în sat pe timp de iarnă, tot e o problemă. Ei, vezi că asta tot, dacă și spune. Cum vă numiți dumneavoastră? Aici? Da. Da, da, da. Sperăm să fie mai bine decât eu acum.